Te-ai întrebat vreodată unde se găsește în Europa locul unde oamenii trăiesc cel mai mult? Nu este vorba de un oraș mare și cunoscut, ci de un sătuc din sud-vestul Italiei. Localitatea se numește Aciaroli, iar peste 10% din locuitorii acesteia au peste 100 de ani. Mai mult de 20% dintre cei cu vârsta peste 100 de ani trăiesc până la 110 ani. Conform incredibilia.ro, ceea ce este uimitor în aceea roli este că localnicii duc o viață fericită și nu sunt prea preocupați de sănătatea lor. Fumează mult și consumă pește gras și prăjit. Beau cafea toată ziua, iar seara vin. Și totuși nu suferă de bolile cronice la care sunt expuși cei mai mulți vârstnici occidentali. Iată șase elemente care ar putea explica secretul longevității locuitorilor din Acearoli. Locuitorii consumă în general mâncare locală, inclusiv sardinele și anșoa capturate aici. Faptul că nu importă mâncare înseamnă că oamenii consumă mâncare foarte proaspătă, fără pesticide. Rozmarinul crescut aici este folosit la scară largă și este adăugat până și la uleiul de măsline. Rozmarinul contribuie la îmbunătățirea funcțiilor cerebrale. Locuitorii sunt foarte activi, chiar dacă nu fac exerciții fizice, fiindcă regiunea este deluroasă, oamenii sunt obligați să urce și să coboare pante în fiecare zi. Oamenii de aici sunt foarte relaxați, le place să stea în cafenele unde discută politică, citesc ziare, beau cafea și iau lucrurile așa cum sunt. Acest lucru este important fiindcă stresul ne distruge sistemul imunitar. Locul unde oamenii trăiesc cel mai mult este scaldat în soare pe tot parcursul anului. Asta îi ajută pe localnici să-și ia doza de vitamina D. Mai mult, de vreme ce aici nu există industrie, aerul este nepoluat și curat. În urma unui studiu se crede că vârstnicii din această localitate petrec mai mult timp în dormitor decât un cuplu obișnuit. Oricare dintre cele amintite mai sus ar fi motivul longevității din Acia Rolii. Sătucul merită vizitat. Așezarea se află la 136 km sud de Napoli. Relatează incredibilia .ro.